În anii terminale ai facultății de teologie, viitorii preoți sunt instruiți în tehnica scufundării de 3 ore a bebelușilor în apa din cristelniță, totul pentru a evita o tragedie precum cea a bebelușului din Suceava, mort după ce a înghițit multă apă în timpul botezului. În momentul acesta eu introduc puțin piciorușele copilașului în apă, cu scopul de a se obișnui cu apa și încerc să simt respirația copilașului. Preotul trebuie să aibă grijă să nu intre apa în gura și nasul bebelușului. Voi acoperi gura și nasul fără să presez, doar în așa fel încât să opresc intrarea apei în gură și în nas. Și se produce botezul. Se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Copilul iese. Nici 3 secunde nu durează. Părinții sunt încurajați să discute orice temere cu preotul, dar și eventualele probleme de sănătate ale bebelușului. Sunt amănunte pe care preotul trebuie să le cunoască și în momentul în care preotul le cunoaște, adoptă o metodă prin care nu forțează deloc copilul, nici măcar în imersia sub apă. În cazul bebelușilor născuți prematur, precum cel de 1 lună și jumătate care a pierit după ce a fost creștinat, procedura botezului poate fi diferită. În momentul în care am ajuns deasupra apei, da, sprijinim copilul și putem face lucrul acesta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acesta este botezul. Da? Sau, dacă situația este și mai gravă, să spunem, nu poate copilul să fie scos din scutece, din fașă, se poate pur și simplu doar prin atingerea capului în numele Sfintei Treimi cu apă. Atât. Iar udarea simbolică a capului bebelușului în apa din cristelniță ar trebui să fie regula și nu excepția. O spun miile de părinți care au semnat deja o petiție prin care cer ca Biserica Ortodoxă să modifice ritualul botezului pentru a nu-i pune în pericol pe mic.